Este bine să bei cafea. Este bine să bei cafea dintr-o cană care seamănă. Îmi place tare mult cana asta de la Pepco. Cred că... cred că o să vedeți asta pe mâinile mele. Nici nu știu cum să stau, să mă vedeți mai bine. Mi-am făcut iarăși cu henna pentru că nu mă puteam abține. Îmi place mult prea mult ideea. Și plus de asta mai aveam puțină henna, foarte puțină. Mai aveam cam un bubuleț din la cam așa și am reușit să scot asta. Nu este foarte clară, dar este drăguță, zic eu. Este cât de cât simplu și mi s-a părut drăguț. Maica mi-a știut că dacă nu sunt acasă, logic, fac ce vreau. Să zic că mi-a făcut și pe picior. Dar sunt tare mândră de mine astăzi pentru că i-am schimbat apa lui Storm. E băiat curat și... Bine, cred că e băiat, nu știu. E băiat curat și frumușel așa și, nu știu, se joacă pe aici, ceea ce e bine. Încă n-am apucat să iau o plantă. Și ar cam fi cazul să iau o plantă. Dar e ok. Deocamdată ok, văd că problema lui cu acea codiță, știți că v-am zis că nu mai are codița aia frumoasă, problema era că am luat acea iarbă sau chestie de genul ăsta din Jumbo și nu îi făceau bine. Nu îi făceau bine pentru că erau foarte aspre sau tari sau chestii de genul ăsta și el având o codiță foarte sensibilă, logic că i s-a tăiat pentru că el nuată printre frunzulițe pentru că îi place. Așa, și până îi cumpăr eu ceva, o plantă care să-mi placă, pentru că trebuie să fie așa frumos, acvaristica este foarte grea și vreau să încep ușor, fără să mă mai iau așa pe dinainte, să mă duc, să las, că iau de asta, că e frumoasă, că chestiile alea ar fi mers și le-am păstrat, numai cu alți pești, care nu au o coadă atât de specială, să zic așa, sau o coadă atât de sensibilă. Bun. Nu știu dacă v-am zis, bine ați venit într-un nou daily vlog, măi! nu știu câte daily vlog-uri o să fac, adică chiar habar n-am am ajuns să... Cu daily-ul ăsta, cred, nu sunt sigură, am umplut și luna septembrie de clipuri programate, gen să fiu sigură că am două clipuri pe weekend. E bine și așa. Dar, astăzi am fost puțin prin grădină, mă gândeam să vă iau cu mine, dar nu știu dacă era ceva foarte interesant, nu știu dacă vă plac chestiile de genul ăsta, dar având în vedere că ai mei sunt plecați, logic eu a trebuit să-mi iau această statură de om foarte important și foarte cutezător în ale muncii și să fiu această harnică. Ideea este că noi avem câteva roșii în curte, cred că ați văzut și voi în clipuri, și m-am gândit să nu se strice. Și nu, nici nu putem să mâncăm atâtea roșii. Bine, teoretic am putea, dar în fine. Și m-am gândit să fac, să le fierb, să le decojesc și să le amestec foarte, foarte bine. Cred că o să le dau mai bine prin blender și să nu le mai decojesc. O întreb pe mama să văd ce preferințe are. Că de obicei nu mai le decojim, de obicei le mai și blenduim și le punem direct la fiert să le fierbem acolo foarte bine, să facem bulion sau chestii de genul ăsta, sau suc de roșii. Da, și m-am gândit să încep un daily cu voi, pentru că așa este drăguț. Mi s-a părut că deja lipsește camera, să vorbesc cu camera de ceva timp și na, mi se pare cel mai ok așa. Mă mâncă și cap, vreau să stau la soare. Când nu stau la soare, nu e niciun nor pe cer. Când mă îmbrac în costumul de baie, bum, toți norii pe cer, să nu mai bronzez eu. Na, e bine. Bun, haideți, să mergem să facem roșiile de odată. Cum ziceam, n-am cules multe roșii decât o ghiuvetă întreagă. Am și roșii din astea așa puțin mai frumoase și sunt tare, tare mândră de ele. Este opera părinților mei că ei au făcut cel mai mult, ei s-au ocupat cel mai mult. Dar logica, orice roșie din grădină mai am și chestii de genul ăsta pe care trebuie să le tai, să fiu sigură că le fac așa cum trebuie. Da. Să ne apucăm, deci, să facem culeți. Nu știu dacă o să filmez neapărat, dar vedem. Ce faci? Ce faci aici? Spune-mi și mie. Nu ne lași nicăieri în pace. Nicăieri nu ne lași în pace. Și acum vă dați seama de ce avem noi geamul mereu murdar. Pentru că avem un nebun aici și ne jucăm cu el. Of, ce vrei? Ce vrei? Zim. Of.
Sper că mă vedeți bine, sunt tare drăguță acum, îmi place cum mi-a făcut părul, mi se pare că sunt super drăguț. Și pare un pic mai sus așa, pentru că știți că mi-a mai crescut și nu mai e la fel de scurt cum era prima oară când l-am tuns. Și mă gândeam să nu termin machiajul, că tocmai ce mi-am pus și eu niște... m-am făcut cu paleta, cu placa de la Roventa și este, nu știu, mi se pare destul de mișto, este foarte bună și pentru a face părul așa ondulat. Cred că m-ați mai văzut voi în daily-uri când m-am mai făcut. O scot după aia din priză, dacă nu uiți, sper să nu uit. Mi-am luat niște ochelari foarte drăguți pentru că m-am îmbrăcat în rochița aia pe care am cumpărat-o. Știți că v-am arătat-o aia de 35 de lei. Și mi-am luat ochelarii ăștia pentru că mi se pare că se asortează perfect. Nu știu de ce. De fel, mie îmi plac mult mai mult ceilalți cu negru. Cred că o să mă mai uit eu încă o dată să văd dacă e ok sau nu, dar până una alta vedem. Și mă gândeam să vă zic ce vreau să fac acum. Deci mi-am pus fondul de ten și nu știu dacă v-am spus, ba da, v-am spus într-un clip, cred că într-un daily. Amestec picăturile astea de la Otto cu cele de la Shein de 20 de lei de la DM. Asta dacă este cineva curios să știe cam cum ajung eu la nuanța mea, cam asta fac. Și la Otto, stați, nu știu dacă scrie, era, nu știu, nu mai scrie, ceva super light, așa, cred că era 1 sau 2 nuanța, iar la ăsta este 102 stand. Ideea este că... dacă n-am stat la soare prea mult zilele astea, logic că nu mai sunt la fel de bronzată. Sau cel puțin mi s-a mai estompat mie așa din bronz. Așa că, na. Aia, se mai întâmplă și chestii de genul ăsta. Ce voiam să fac acum? Stați un pic să mă dezmeticesc. Bun, eu fac o treabă. Rimmel London, ăsta Match Perfection. Cred că vi l-am mai arătat, v-am și zis că îmi place tare, tare mult. Prima oară când l-am folosit, v-am zis, a fost la nunta lui frate, mi-e o chestie de genul ăsta. Numai că am spart-o un pic, dar de fel lucrez destul de ușor cu ea, n-am probleme de genul. Și pun efectiv cât trebuie pe chestia asta din cauza dozatorului, care chiar dozator, nici nu știu. Din cauza găurelelor ăstora, care mi se par perfecte. Și îmi dau seama că ochelarii ăștia mă cam enervează când stă aici, că... mă deranjează la urechi. Ok. Înainte de toate, eu am mai setat odată fundul de ten, dar cel puțin la ochi, în zona asta de aici, având în vedere că eu o să mă dau cu rimel, o să fie destul de mare nevoie de a fixa, să fiu sigură că stă acolo. De fel, cea mai mare problema mea este la ochi, v-am zis, când mă dau cu rimelul, de fel. Și folosesc de pe AliExpress Imagic Professional Cosmetics și ar trebui să fie un Studio Fix Powder în nuanța 04. Mi se pare, și v-am mai spus, și o să rămân la partea asta, mi se pare că seamănă cu una de la MAC, dacă e să o țin așa. Mi se pare că e chiar super apropiată. Și de fel încep cu zona gâtului, nu știu de ce. Mi se pare că de când am văzut un clip la tati cu un nene care machiază, ok, de genul ăsta, mi s-a părut foarte mișto ideea și de atunci am rămas așa, pentru că mi se pare că pot să construiesc mult mai mult așa cum trebuie, nu să fac fruntea super închisă la culoare sau chestii de genul ăsta. Și... mi se pare că m-am învățat eu acolo unde trebuie să mă dau și mă dau mult mai ușor. Bine, acum exact cum am mai zis și în alte cazuri, fiecare se dă cum știe că îi stă mai bine sau cum crede că îi stă mai bine, până la o propria contrarie. Și acum, na, depinde de fiecare, însă mie așa îmi place cel mai mult. Acum aștept să mă sune Dana, o știți pe Dana, cumnata mea, și trebuie să mergem, să mă duc să o iau, de fapt, de la bunica ei. O să trecem prin Jumbo, din câte am înțeles. Tocmai de-aia mi-am luat rochița asta super lejeră pe mine. Acum să vedem ce o să facem. Dacă o să cumpăr ceva, să știți că vă arăt acum, astăzi, pentru că e posibil, nu știu sigur, nu cred. Poate mâine plecăm pe undeva. Nu știu, încă mă mai gândesc ce și cum, sau dacă o să mă duc sau nu am să mă duc și eu cu ei. Ei, adică fratele meu și Dana. Mi se pare că... nu, încă m-am decis, încă mă mai gândesc și nu știu dacă pe cameră se vede bine, să... Îmi pune focusul pe cap și nu văd ce mă enervează acest aspect. În orice caz, ideea e că pe...
pe camere e posibil să nu se vadă bine blenduița, mi se pare mie, că trebuie să mă mișc repede ca să nu mai văd pătrățelul acolo care mă enervează. Dar în realitate mi se pare că e destul de bine blenduit și mă enervează acești ochelari. Este oficială treaba. Îmi plac atât de mult cum se văd, dar mă enervează. Așa. Nu știu dacă am să aplic ceva în pliu, pe pleoape. Mi se pare că o să vreau să fiu așa mai naturală, mai... Nu, mi se pare că mă duc nicăieri cât să mă machiez foarte, foarte puternic sau chestii de genul ăsta. O altă chestie interesantă pe care o mai fac eu uneori, dacă mi se pare că m-am aplicat foarte mult, însă mi se pare că e ok. Nu știu cum este lumina, așa că îmi pare rău de pe acum. Dar dacă mi se pare că m-am aplicat foarte mult, iau puțină pudră din asta liberă, cu aceeași pensulă cu care dau conturul, scutur bine de tot și mă duc în locurile alea în care poate mi se pare mie că am aplicat prea mult. Dar asta depinde. Dar de fel nu aplic mult, din prima nu-mi place, prefer să aplic câte puțin, câte puțin. Încă n-am ajuns la acel stadiu în care pot să îmi repar moaca și fără nicio problemă, așa că mai bine fac eu încet, încet. De când am spart asta, nici măcar nu mai pot să o prind bine și asta mă enervează la culme. Așa. Ca spray de fixare, stați așa să-mi iau eu ceilalți ochelari, să am bentița mea aici. Ochelarii ăștia minunați. Gata. E, altă viață. Mi-a prins părul altfel acum. Ca spray de fixare, ce folosesc eu în ultima perioadă, este de la Skin & Co. Radiant Dewy și este o papă ceva de genul care miroase a bombonelele alea mentolate care se găseau mai de mult pe timpuri când eram mică și mi s-a părut super mișto. Dacă vă interesează, stați așa să vă arăt. Chestia asta am luat-o de la BoxyCharm, știți că am abonamentul la ei și na, aceeași poveste. Așa. Doamne, mereu îmi place cum miroase. Cred că de-aia mă și dau mai mult pentru mirosul ăsta. Așa. Nu știu dacă să mă dau cu iluminator. Nici m-aș da. Sunt așa. Stai că îmi prind mânecile în scaun. Până mă gândesc eu ce să fac, dacă să mă dau cu iluminator sau nu. O să iau de la Iconic tușul de sprâncene cu periuța aferentă și am să-mi fac foarte, foarte ușor sprâncenele. Mă mir că încă nu mi-a dat Dana mesaj. Și cred că o să o sun eu după ce mă machiez, o să închid cu voi și o sun eu să văd pe unde este. Știu că pe la 6 ieșea de la muncă și mi-a zis că pe la 6 dacă pleacă să ude florile, vedem. Să ne ducem și noi până... Cred că ea e. Să ne ducem și noi până în jumbo. Atât, nu vreau nimic mai mult, vreau să fie totul natural. Hai că folosesc... Nu mai folosesc nimic, nu mai vreau. Decât rimel îmi pun și gata. Atât mai vreau de la viața asta a mea. Să știți că mă împac foarte bine cu Too Faced, ăsta Better Than Sex. Mi se pare chiar mișto. Hai că îl folosesc, nu folosesc pe ăsta, acum îl folosesc pe cel de la Lorac, cu care nu m-am înțeles inițial ok, dar știți că după ce desfaci un rimel, ți se pare că după ceva timp, uneori mi se pare că se schimbă formula, logică se schimbă și este ok. Nu mă dau și cu primerul, am zis să nu fac chestia asta acum, că n-are niciun rost, de ce să... Mă duc doar până în jumbo, mă duc să o iau pe Dana de la bunica ei și cam atât. Bun, în orice caz, eu până mă dau cu rimelul să dureze ceva pentru că am ochii mici și o sun pe Dana și vorbim mai încolo. Yeah. Hei! Era să strănut. Și mi-a și tot tuse. E bine. Am ajuns acasă și nu mă lasă cineva în pace. Gata. Am ajuns acasă și vreau să vă arăt ce am luat din jumbo. N-am filmat pentru că știți că politica jumbo-ului e... Știți și voi cum e și n-am vrut să am probleme cu ei. Așa că, dați așa că am dezlipit chestia asta de aici. Și ați văzut că eu, de fapt, hai să o luăm așa, cu asta cu care am început. Am o chestie de genul ăsta în care pot să-mi pun stickere sau pur și simplu, nu, ia, stați așa. Sau foi, dau de chestia asta în sus și gata, vedeți, stă așa. Mi se pare tare mișto. Și mi-a luat-o Dana și eu i-am luat Dana unul la fel, adică avem amândouă niște pony din ăștia minunați. Și mi se pare tare, tare simpatic. Așa. Dana, m-a văzut că mă uitam la chestiile astea și mi-a luat. Este un rainbow pack. Asta înseamnă că are toate culorile astea de aici, din câte vedeți. Stați să pună focusul clar pe ele.
Mi se pare super, super mișto și sunt tare fericită că pot să fac asta pentru bullet journal și având în vedere că este A4, nu? Cred că A4 este, dacă nu sunt eu destul de nebună. Așa, pot să le fac pe jumătate și teoretic am dublu față de cât îmi trebuie, deci e super mișto. Am luat pentru auto două chestii care sunt de mâncare și plac super, super mult. Sunt curață amândouă. Prima este așa, sunt niște pachetele cu carne de rață. Și asta tot cu rață. Nu, ăsta e cu vită. Ah, deci asta, de asta i-a plăcut lui mai mult. Deci ăsta este cu vită. Așa. Și ăsta este cu rață. Astea, vedeți, sunt niște chestii așa drepte. Și alte parcă ar fi niște crinăceri. I-au plăcut tare, tare mult și am zis că, bă, dacă i-a plăcut, am văzut că n-a avut niciun efect negativ, nimic. Am zis că, bă, îi mai iau. Acum vedem. Și ultimele două chestii pe care mi le-am cumpărat sunt niște perdele, pentru că eu am draperii. Cred că ați văzut că eu am niște draperii super mișto, gen London, cu chestii negre, cu alb, cu gri, cu puțin roșu. Mă rog, e interesantă treaba. Și eu de fel pe astea le folosesc foarte, foarte mult când e vară, pentru că partea albă e din afară. Cred că le-ați văzut, de fapt, în daily-uri. Partea albă este pe din afară. Uitați așa, dacă nu-l vărs pe storm, cred că pot să iau una, că știți că mi-am mutat asta. Așa. Partea albă e pe partea cu soarele și partea întunecată, așa, este pe partea mea. Și teoretic îmi ține umbră în cameră și este mai răcoros. Bine, eu am și aerul condiționat, însă în momentul în care e soare, logic, este mult mai cald în cameră. Și sunt foarte mișto, însă pentru faptul că o să vină cât de curând frigul, o să am nevoie și eu de niște perdele normale și camera mea fiind orientată pe nord, asta înseamnă că nu am foarte mult soare și am soarele de după amiază, cel care încălzește cel mai mult, tocmai de-aia am și draperiile astea. Dar, cum nu am foarte, foarte mult soare, încerc să am camera cât mai albă, pentru că dacă cei care mă urmăriți de mai mult timp, știți că eu inițial am avut multe corpuri negre prin cameră, adică gen dulapul era un dulap din ăla negru, tot de la IKEA. Doar că mi-am dat seama că este mai bine să am cât mai mult alb în cameră și foarte puține accente negre, că îmi place. Așa. Și am luat această perdea. Bine, am luat două bucăți pentru că ele sunt destul de micuțe și efectiv are niște triunghiuri. Mi s-a părut foarte frumos, mi s-a părut destul de boemă și simplă. Mi-a plăcut că este așa ca un săculeț și... A, se vede foarte bine, da. Chiar așa se și vede. Mi-a plăcut că are și chestia asta, așa, cum are și cealaltă și s-au menținut foarte, foarte ok. Nu face zgomot, că eu mai de mult aveam... ai mei au investit foarte mult în perdele și în draperii, nici nu vreau să vă spun câte zeci de milioane sau chiar 100 sau 2. Am dat pe draperii, perdele făcute pe comandă, cu tot felul de închizători, care mai vine nu știu cum după aia în jos, care te chinuiai să le bagi la spălat, dezvenea rău și la un moment dat maica mea a zis gata, nu le mai vreau. Adică le-am folosit câțiva ani și după aceea gata, s-au dus. Asta este nașpa. Dacă vă interesează ceva de genul home sau așa, îmi spuneți că știu, știu destul de multe. Și le-am luat pe astea. Maica mi-i plac mai mult cele care sunt din pânză. Însă, de fel, eu n-am nicio preferință neapărat. Atât timp cât nu mai au chestiile alea, că stai că până le bagi, până bagi înapoi pe ăla, stai să-l... Nu mai vreau. Le prefer pastea așa sau pur și simplu, cred că se vede în ăsta, da, nu se vede. Mai sunt alea care au doar o bandă de material. Simplu, pur și simplu o bandă de material. Cred că mulți știți cum arată. Când stăteam la bloc aveam și jaluzele. Ce-i drept, mi-aș pune jaluzele, dar pe balcon. Nu prea mai sunt eu adepta acum a jaluzelelor, bine. Eu am avut jaluzele când eram în generală și se purta atunci, că știți cum e și moda asta cu a purta acum nu știu ce draperii, după aia vin altele și tot așa. Dar am zis că îmi trebuie neapărat niște perdele. Mâine vreau să fac ordine, Dana cu fratele meu pleacă și am zis să fac eu ordine de sus până jos așa și să-mi fac în cameră cât de cât ordine, nu mai vreau să mut pentru că îmi place foarte mult cum vine lumina de afară și inițial am vrut să mut puțin zona asta de rujuri și așa, să mut spre colț, că teoretic aici un colț la mine unde era peștele, dar l-am pus pe el la lumină acum. Dar mi-am dat seama că cea mai bună lumină este de acolo și după aceea m-am fi văzut foarte întunecată, gen doar pe o parte cam așa cu lumină și era puțin cam nașpa, zic și eu. Așa că avem și noi lumină cât de cât normală, zic eu. Până o să-mi iau și un ring light mai normal. Pentru că
dacă am timp să filmez doar seara, asta este. Sau îmi voi aduce iarăși becul meu cu care am început să filmez. Da, mă mai gândesc. Am zis că îl pun acolo lângă pat, că poate citesc seara. Însă de cele mai multe ori seara prefer să mă uit la filme, în ultima perioadă. Dacă îl mut aici, am ca sigur o să mi se facă poftă să citesc acolo. E genială treaba. Bun. Până una alta, mă duc să mă spăl, să fac și un duș. Am stat super lejeră în această rochiță, dar n-am ieșit o rochiță ca de miresică. Nu știu de ce, dar nu mi se pare neapărat. Mi se pare super drăguță. Nu se vede drăguț? Nu știu. Mi se pare boho așa. Da. Gata. Pe astăzi și cred că pe acest clip, cred că încheiem aici. Cred că da, mi-este cel mai bine. Pentru astăzi cred că ajunge. Și mai mult ca sigur ne revedem data viitoare cu un nou clip. Am zis să fie un daily puțin mai scurt. Așa că noi ne revedem data viitoare. Eu vă pup, vă mulțumesc super mult că ați urmărit acest clip și ne revedem data viitoare. Pa!